Peturile cu dopuri din plastic pot fi introduse pe piață numai dacă dopurile rămân atașate de recipiente. Măsura luată de Uniunea Europeană încă de anul trecut este obligatorie începând de astăzi în România. În timp ce unii clienți au criticat această normă, producătorii au investit sume considerabile pentru a se adapta. Dopurile atașate, introduse la apă și sucuri, au creat o dezbatere aprinsă. Dar după mai bine de jumătate de an, oamenii s-au obișnuit cu ele. Cam relevante, da, dar trebuie să ne gândim la natură. But you get used to it. I think people find it annoying at first, but I think in a few months they won't care. Până acum, multe capace nu ajungeau niciodată să fie reciclate. Plasticul este un material foarte durabil, el are undeva o durată de viață de 1000 de ani estimat. În decursul acestor 1000 de ani, el se dezintegrează în ceea ce astăzi numim microplastice și nanoplastice. Acestea, în momentul în care ajung în apă, în sol, în pânza freatică, automat ajung și în hrana noastră. Sunt corelate cu, de exemplu, o probabilitate mai mare de atac cerebral sau probleme la nivelul inimii și au fost găsite în cam toate părțile corpului uman, inclusiv în sânge. Un alt argument al cercetătorilor este faptul că de cele mai multe ori capacele sunt confundate de animale cu hrana, astfel că în fiecare an sute de mii de animale mor din cauza plasticului aruncat de oameni în natură. Mai mult, se estimează că milioane de capace din plastic ajung anual în oceane, punând în pericol viața animalelor marine. Pe de altă parte, reciclarea ambalajelor prin intermediul sistemului Returo a redus numărul de peturi și doze aruncate nepăsător pe trotuare sau în natură. Doar în luna iunie, 325 de milioane de ambalaje au fost duse la aparatele de reciclare din magazine. Vine o dată pe săptămână, cred că. 20 de lei, cam așa. Am adus și aduc că mă încurcă în casă și mi-au banii înapoi. Țara noastră se situează pe ultimele locuri când vine vorba de reciclare și riscă să rateze obiectivele asumate pentru 2025.